Uitându-mă spre sicriu, mi-am amintit la un copil de-al meu când a plecat la Domnul la vârsta de 8 ani. Ai milă, Doamne! Muzica din Caransebeș cânta pe lângă sicriu, iar eu am plecat în grădină ca să vorbesc cu el. Și l-am întrebat un singur lucru. Doamne, împutând să-i aduc un tort de ziua lui, astăzi l-am primit 8 ani. I-am adus un sicriu. De ce? Pentru că ai făcut acest lucru, am să mă duc și predic Evanghelia doar împotriva ta, că tu nu mai existi. Am să mă cert în fiecare zi cu tine, că tu nu ești. Să văd ce mai poți să-mi faci. Mi-ai luat tot ce am avut mai drag. Și o voce mi-a venit și mi-a zis: eu sunt Dumnezeu. Îți mai iau unul, îți mai iau unul, îți mai iau unul până când te pocăiești. Am picat în genunchi și am spus: nu mai lua niciunul, că acum mă pocăiesc. Acum vreau să mă întorc la tine. Acum vreau să te cunosc pe tine ca Domn, ca Dumnezeu. Am început să plâng și am spus: Samson, eu n-am cum să te mai trezesc din această moarte. Tu la mine n-ai cum să mai vii. Dar fac tot posibilul să ajung eu la tine. Fac tot posibilul să-mi trăiesc o viață de pocăință. O viață reală, o viață sfântă, o viață cu Dumnezeu. Dragii mei, de ce e acest copil în sicriu? O știe el. Mă gândeam la un pastor care a plecat de acasă la slujba de biserică și cei doi gemeni în vârstă de 6 anișori au rămas acasă împreună cu soția lui. El s-a dus la biserică, acești doi copilași de 6 anișori, s-au urcat undeva într-un pom să se joace, căzând din acest pom amândoi au căzut jos și au murit amândoi. A venit pastorul acasă și a întrebat-o pe soție: unde sunt copiii? Și a spus: hai să mâncăm prima dată, că copiii sunt bine. Înainte ca pastorul să vină acasă, i-au luat copiii morți, i-au pus în camera lor, au pus un cerceau peste ei. După ce pastorul, soțul ei, a mâncat, soția l-a întrebat un singur lucru: dragul meu soț, cu 3 săptămâni înainte am împrumutat o pereche de cercei de la vecina mea. Astăzi, vecina a venit să-mi ceară înapoi. Ce să fac? Să-i dau înapoi sau să nu-i dau înapoi? Atunci pastorul a spus: draga mea, tot timpul te-am învățat că ce e cu un împrumut trebuie să dai înapoi. Și a luat soțul de mână, i-a dus în camera copiilor, a tras cerceavul și a spus: aceștia sunt cei 2 cerceii mei, care atât de mult i-am îngrijit, i-am spălat. Dar a venit timpul ca Dumnezeu să-și ceară ce i-a dat cu împrumut. Ceea ce Dumnezeu ne-a dat cu împrumut este sufletul. Din pământ am ieșit, în pământ ne vom întoarce. Întrebarea mea pentru dumneavoastră în această seară nu e că mori. Pentru că pe această stradă, pe acest drum, plecăm fiecare dintre noi. Fie că ești bătrân, fie că ești tânăr, fie că ești bogat, fie că ești sărac, toți plecăm. Întrebarea mea este: unde vei ajunge când pleci? Alegeți astăzi locul în care vrei să ajungi. Hai milă de noi, Doamne! Știm oamenii din 2017 să ne punem asigurare pe mașină. Știm oamenii din 2017 să ne punem asigurare pe casă. Și mergând undeva la Caransebeș să-mi pun asigurare pe casă, după ce mi-am pus asigurarea pe casă, acea doamnă de acolo s-a uitat spre mine și mi-a spus: domnul Stănescu, nu sunteți așa de bucuros. Nu mă văd că sunteți bucuroși că v-ați pus asigurare pe casă. Și m-am uitat spre ea și am spus: nu, mai am nevoie de o asigurare. Și au spus: aici este locul potrivit, avem casco, avem Franco, avem fel și fel, ați găsit locul potrivit. Și am spus: asigurarea pe care o vorbesc eu, dumneavoastră nu o aveți. Și au spus: cum se numește? Am spus: asigurarea pe care o vorbesc eu, doar Iisus Hristos mă poate da, doar prin pocăință. Și atunci au spus: de această asigurare am și eu nevoie! De această asigurare ai și tu nevoie! De această asigurare avem și noi nevoie în această seară! Omule, în această seară, înaintea ta, este un semnal de alarmă. Cu câteva zile
În urmă cu 2 sau 3 zile am îngropat o fetiță de 1 an și 3 luni. Acum văd că sunt la un privec, la o persoană de 2 ani și 3 luni, dacă am înțeles. 2 ani și 8 luni. Moartea când vine, nu te întreabă câți ani ai. Nu te întreabă câți bani ai în cont. Nu te întreabă ce vilă ai. Ea face țac și ai plecat. Și va veni timpul când te vei înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Și te va întreba, Lucian, de ce nu te-ai pocăit? Păi, Doamne, am crezut că mai am timp. Dar nu ți l-am trimis pe Petrică de la Gliboca? Dar nu ți l-am trimis pe Luigi Mințoi? Dar nu ți l-am trimis pe Daniel? Dar nu ți l-am trimis pe... Până când e rut? Acum nu mai este loc de întoarcere. Aleluia. Sunt două locuri în care va ajunge omul. Raiul și iadul. Uitați-vă dumneavoastră, vă vorbesc pământește. Dacă ești cu minte, stai în jurul copiilor tăi, mergi la cafea când vrei, vii în casă când vrei, că ești cu minte. Dar dacă faci belele, mergi la pușcărie. Și acolo la pușcărie, mănânci când vor ei, ieși afară când vor ei, pentru că tu ești arestat, ești închis. Dacă pământește, vedem aceste lucruri, că trebuie să fii un om al lui Dumnezeu, cu cât mai mult spiritual. Amin. Și în această seară, aș vrea să mă limitez doar la câteva cuvinte, căci Ioan Botezătorul spunea, după mine vine altul. N-am venit din Caransebe să scoatem numele nostru în evidență sau să facem un spectacol aici. Aici este o casă de jale. Aleluia. Aici trebuie să înțeleagă, fie bătrân, fie bogat, aleluia, fie sărac, că trebuie să se pocăiască. Aleluia. Trebuie să înțeleagă că toți vom pleca din această lume. Aleluia. Și uitați-vă dumneavoastră, un bogat a venit la un om sărac și poate te-ai întrebat de multe ori, cum să mă pocăiesc acum? Eu trebuie să mai mint? Eu trebuie să mai fac afaceri? Eu trebuie să mai înșel? Acum să mă pocăiesc? Mă pocăiesc mai departe, când mi-s mai bătrân. Și să știi că e bună ideea. Dar întrebarea mea, mai ajungi să fii bătrân? Dacă în această seară va veni Iisus Hristos și va cere ce ți-a dat cu împrumut, cum vei răspunde înaintea Lui? Poate mi spune, am fost toată viața sărac și acum când să mă îmbogățesc, trebuie să mă pocăiesc? Mai stau un pic. Și mi-amintesc la un om bogat care a venit la un sărac pocăit și i-a spus, auzi, tu ești pocăit? Aleluia. Și l-au spus, da. Băi, de când te-ai pocăit, tot într-o baracă stai, de atâtea ori n-ai avut să pui mâncare și pâinea copiilor tăi pe masă, ce Dumnezeu ăsta, ce pocăit ești? Și uite-te la mine, eu sunt bogat, dar nu sunt pocăit. Toate castelele astea sunt ale mele, toate oile acestea, toate animalele sunt ale mele, tu ce ai? Și pocăitul cu lacrimi în ochi a spus, lasă-mă să spun ceva. Aleluia. Eu sunt străin și călător. Aleluia. Eu n-am aici palate. Dar în țara fără nori, ale mele sunt toate. Dar în țara fără nori, ale mele sunt toate. Vom umbla pe străzi de aur. Vom sta la masă cu Iisus Hristos. Și Iisus Hristos ne va șterge orice lacrimă din ochi. Pentru că i-a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Că acolo unde este El, să fim și noi. Să nu vii să tulbure inima. Ca să nu ți se tulbure inima, trebuie să ai rețeta. Care aveți credință în mine? Când mergi la doctor, te controlează și îți dă rețeta. Ca să poți să te vindeci, tu trebuie să respecti rețeta. Ca să nu ți se tulbure inima, respectă rețeta. Aleluia. Aveți credință în Dumnezeu. Aveți credință în Iisus Hristos. Amin. Aveți credință în Duhul Sfânt. Și n-am să vă las singur. Am să vă trimit pe Mângâietorul, care este Duhul Sfânt, Duhul adevărului. Dragii mei, am plecat în Italia cu copii și spuneam lui nevastă mea, vă rog să mă ascultați cu atenție. Cum vreți să facem balconul de lemn sculptat sau de fier? Piscina, cum o vrei? Mai mare, mai mică? Casa, cum o vrei, cu salon? Și parcă trăiam în aceea casă și nici nu o aveam. Dar într-o dată când am ajuns lângă Veneția undeva, să mănânc un sandwich într-o parcare, 4 mașini de poliție, nici o mișcare, mâinile pe capotă, actele la control. Din 6 mașini care eram în aceea parcare, numai actele mele nu mi-au dat apoi și au spus, tu vii cu noi. S-au dus în piscina, s-au dus în casă.
S-au dus și balustrada. Și am spus, dăm numai medicamentele de carbocan, de arsuri, că nu știu dacă mai mă întorc înapoi. Și m-au dus la pușcăria de maximă siguranță lângă Milano, în Vigevano. Mă ascultați, da? Și acolo mi s-a deschis trei uși. O gratie, ușă de fier și încă o gratie. Erau doi deținuți acolo, unul bebică și unul blondu. Și pe unul dintre ei l-am întrebat, nu te supăra, tu când mai stai aici? Și-o spus, mai bine dacă nu mai fi întrebat. Am o dublă crimă cu premeditare și mai trebuie să stau încă 18 ani. Dar tu, eu încă 7 ani. Vă rog să-mi spune și mie un singur lucru. M-au confundat numele și m-au adus aici. Eu cât iau? Și-o spus, tu stai liniștit că mai mult de 5 ani nu ești. Îi zic, dacă numai 5 ani slăbi să fie domnul. Aici am ocazia să mă pocăiesc. Să știți că Lucian Stănescu, pe care îl vedeți, a fost 30 de zile pocăit. Numai 30 de zile a fost. Și acum o să vă întrebați, numai 30? Numai 30? Și acolo, în fiecare zi de dimineață, la ora 5, Lucian era pe genunchi. Postea. Și postea. Și postea. Ce pocăit eram acolo. Și vine criminalul la mine și mă întreabă, dar ce faci în fiecare zi, în fiecare noapte? Și am spus, vorbesc cu avocatul. Și-a dat o palmă în cap și-a spus, ăsta o mai lipsit de aici. Care avocat? Unde-i? Îi zic, îi acolo. Iisus. Și nu poți să vorbești cu el și pentru mine? Și am spus, ba, dar fi mai plăcut să-i spui tu. Ce să-i spun că am omorât doi oameni? Ce să-i mai spun? Spune așa. Iisus Hristos, care ești în cer. Aleluia. Sunt un criminal cu aceeași caracter cum a fost criminalul lângă tine pe crucea de la Golgota. Așa cum l-a iertat pe el să mă ierte pe mine. Și numai atât! Și numai atât! Și în timp ce mă puneam pe genunchi, se punea și el. Azi așa, mâine așa, dar după 3 zile, din ochii lui curgeau șuroaie de lacrimi. Și spune, Iisus, avocatul meu, am nevoie de tine! Am nevoie de tine! Am nevoie de tine! După care a venit și blondul celălalt și a spus, dar ce faceți? N-am mai ajuns să-i dau răspunsul, că l-au dat el. Și a spus, vorbim cu avocatul. Și dintr-o celulă s-a făcut o cameră pentru rugăciune și cântare pentru Iisus Hristos. După 30 de zile de post, a venit avocatul. Ora 10 și un sfert. I-am trezit pe amândoi și am spus, băbică și tu, blondule, în dulăporul meu am trei prosoape, niște biscuiți și niște chiftele. Mâine dimineață împărțiți-i între voi, că la mine au venit avocatul și o mâine mă eliberez. Și-au spus, Lucian, ți-i rău? Și-am spus, nu! Cum să-ți fie rău cu un avocat atât de mare? Cum să te sperii dacă Dumnezeu este avocatul tău? Cum să te sperii când Dumnezeu este cu tine? Mâine zi, o spus, fiate Lucian, tot ce ne-ai spus am crezut, dar tu că te eliberezi mâine, nu mai credem. Și am spus așa, fiți atenți, dacă eu n-am să mă eliberez mâine, voi toată viața voastră să nu mai credeți în Dumnezeu, amin? Amin! Dar dacă voi mă vedeți că mă eliberez mâine, promiteți că mă pocăiți? S-a spus, promite! Zi și băgut! Aștept ziua de mâine. Se face 10. Se face 11. Se face 11:30. Vine Satana și spune, tu nu știi că eu pot să cobor și foc din cer? Tu nu te eliberezi astăzi. Eu ți-am băgat în minte ca să-i pierzi pe ei. Și am căzut în genunchi lângă ușă. Și am spus, Iisus, tu ești mai tare ca Satana. Eu-ți cunosc vocea ta. Eu-ți cunosc glasul tău. Dar fă-i ca ei să vadă. Eliberează-mă pentru o zi, pentru o secundă și bagă-mă înapoi pentru cât vrei tu, ca ei să vadă că existi. Gratile se deschid. Lucian Stănescu, prezent! Ia-ți plapuma, ia-ți lingura, ia-ți farfuria, pregătește-te pentru eliberare. Acești doi cad pe burtă și începe să-ți beare. Trăiască avocatul tău! Trăiască Dumnezeul tău, Lucian! După 3 săptămâni, primesc o scrisoare. Dragul meu frate Lucian, ne putem numi frați. Cu o săptămână înainte, am făcut botezul în apă. Și suntem copiii lui Dumnezeu. În această seară cu care vreau să închei, gândul meu, mesajul meu pentru dumneavoastră este, pocăiește-te, Iisus te așteaptă. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Aleluia. Domnul să binecuvinteze pe frate.